După liceu a decis că va merge pe calea jurnalismului, iar pentru studii a ales Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. S-a gândit apoi că mai mult decât oriunde, de ea este nevoie acasă, la Drochia. Din anul 2009 și până în vara acestui an, Cristina a activat la ziarul local Glie Drochiană. Am avut diferite reportaje, materiale diferite și materiale de investigație și interviuri cu tinerii și diverse proiecte interesante. O experiență incredibilă. Atâția oameni interesanți, atâția oameni talentați și foarte multe lecții de viață. Eu de acolo mi-am pornit rădăcinile și am crescut împreună cu colegele mele de la Glia. La Glia am învățat cum scrie articole, am învățat cum să faci investigații corecte. Și eu nu zic că nu am să mă întorc la cariera de jurnalist. Pur și simplu acum simt nevoie de a organiza evenimente. De la ea și-a luat mai multe lecții învățate și exemple de comportament în meserie. Am putea să fim mai îndrăzneți. Noi suntem mai rușinoși și ne este frică. Îndrăzneala, să fim mai obiectivi. Nu fiecare jurnalist este obiectiv. Și să ținem cont de cod deontologic. Să nu uităm de asta. Târguri de handmade, seminare motivaționale cu tinerii, petreceri tematice sau acte de caritate. Toate acestea și încă multe alte tipuri de evenimente îi creează astăzi Cristinei sfera de interes. Suntem mulți în echipă și toți cu idei foarte multe de a crea, de a organiza. Și de obicei mă bucur de fapt că acești tineri sunt foarte energici și orice idee care a fost până acum s-a îndeplinit. Noi de obicei ne întâlnim la masă și atât se apropie Crăciunul. Ce facem? Trebuie neapărat să organizăm ceva, să fie diferit ce s-a făcut până acum. Pasiunea pentru organizarea evenimentelor o combină cu activitatea de directoare a Casei de Cultură din satul Țaregrad, acolo unde micile idei creative nasc acțiuni mari. E să văd rezultatele și asta este bine. Pur și simplu este suficient să faceți o tură, un tur prin Țaregrad, de exemplu, și o să vedeți în centru. Nu este munca mea, este munca întregii echipe. Fără ei, eu nu aș fi putut să fac nimic. Dar cu ceea ce avem, încercăm ca să creăm lucruri deosebite. De exemplu, acum la Crăciun, noi nu avem jucării. Cu ce să împodobim bradul? Ceea ce avem noi în caz de cultură este carton, este hârtie, sunt diferite ați și atât din asta facem jucăriile pentru brad. Hai să facem în așa fel ca să când dispoziții locuitorilor. Atunci când o să meargă pe la casa de cultură, este să deci dispoziția. Pentru că la casa de cultură nu trebuie să vii și să te simți trist, necăjit. Aici trebuie să vii și să-ți creezi dispoziție, să ai o motivație. Chiar aici este un centru de creație. Tânăra își dorește și mai mult pentru generația tânără din sat și spune că va continua să muncească pentru dezvoltarea comunității sale. Noi avem nevoie de seminarii motivaționale, de traininguri, de oameni mai deștepți ca noi, care să vină să ne mai lumineze, să ne mai deschidă ochii, să nu rămânem doar cu nivelul de cunoștințe care le-am obținut aici. În acest an, Cristina și echipa sa de tineri vor crea un brad mai original, cu globuri pe care fiecare locuitor va fi îndemnat să scrie o urare pentru localitate. Ea îi dorește satului bunătate, răbdare, înțelepciune și să nu-și piardă din entuziasm, pace, liniște și sănătate. Trebuie să ne gândim de ce anume ne-am născut în Moldova și ce putem să aducem noi țării noastre. Am putea să plecăm oriunde, dar să nu uităm, așa cum și mie mi-a spus părinții mei de mic, așa am fost educată, că indiferent unde ai să pleci, nu uita de unde vii. Noi avem nevoie de mulți tineri, avem nevoie de tineri care să facă o schimbare în societate. Iar cei care au rămas, nu stați degeaba. Nu așteptați ca să vă cadă ceva din cer și cineva ca să vă aducă pe tavă tot. Munciți pentru talentul vostru. Dacă aveți acolo un vis, cât de mic este el, munciți în fiecare zi ca să realizați.